Un tată și-a ucis copilul, apoi s-a sinucis. Cea care a alertat autoritățile a fost chiar soția acestuia, femeia în vârstă de 25 de ani, și-a lăsat bebelușul de un an în grija bărbatului. Cei doi au avut un schimb de mesaje, iar tatăl copilului a refuzat să spună unde se află. Apoi nu a mai răspuns la telefon și nici la ușa apartamentului. Polițiștii ajunși la fața locului au forțat intrarea în casă și au găsit pe cei doi decedați. Este, doamnelor și domnilor, un caz șocant și discutăm despre acest subiect cu profesorul Tudorel Butoi, este psiholog criminalist. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal. Așadar, iată un nou caz extrem de cumplit, un tată care își ucide copilul. Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat acolo și ce ar fi putut determina o asemenea acțiune din partea acestui bărbat? Bună dimineața, domnișoara Linda. Mă asociez aprecierii dumneavoastră că este un caz șocant, șocant, și care se află la debut. Sunt multe lucruri de lămurit și de clarificat. Ce se întâmplă cu acest băiețel? Cum de rămâne la partenerul acestei femei? Cum de femeia nu este acasă? Și cum de la 1 noaptea are loc o discuție telefonică lămuritoare, ce se întâmplă cu copilul, unde e copilul, dacă copilul este în regulă și așa mai departe, acest lucru ar însemna să ne evidențeze un conflict acut între cei doi. Copilul poate, servind aici ca gaj, ca marfă, ca șantaj, pentru că, la un moment dat, acest partener fost tată, e de lămurit despre ce este vorba, nu mai răspunde nici la telefon și nu mai răspunde nici insistențelor cu care se caută să se pătrundă acolo. Eu cred că în momentul în care se dădeau telefoanele și se bătea în ușă și așa mai departe, deja avusese loc nenorocita faptă, adică spânzurarea copilului de un an, crimă și suicidul maturului, tot prin spânzurare. Dumneavoastră personal, ce v-a atras atenția în mod deosebit la acest caz? Sunt disfuncționali, domn Șaralin. Acești oameni sunt disfuncționali, mintea lor nu lucrează. În mentalitatea lor putem să ne imaginăm a fi niște mecanisme de ceas stricate. Să nu poți tu să comunici, să nu poți tu să argumentezi, să nu poți tu să înțelegi, să nu poți tu să aplanezi. Asta numai în măsura în care aceste familii, cupluri, vom vedea dacă sunt familii, sunt disfuncționale. De al minter, ea are 25 de ani, iar criminalul, sinucigaș, are 27 de ani. Și probabil semne au fost și înainte de producerea acestei tragedii. Fără discuție, sigur că da, ei sunt într-un mare impas existențial aceștia, că fata asta nu știe, se vor decripta toate mesajele telefonice, toate discuțiile, se va vedea despre ce e vorba, dar încă suntem la început, trebuie interpretat și câmpul faptei, urmele existente, etc. Oricum este tragic. Vă mulțumesc tare mult pentru această